centro of Empajada. Heruza. Si vende mamá. Dice el mamá. ¿En qué se pucura esa Heruza? Ea mănâncă doar seara, supă de pui cu găluști, pentru regim. Altceva nu putem să-i dăm. Doar piept de pui dezosat, fără pieliță. Florițica lui mama. Aici avem supa de pui al lui Hera. Trebuie să mănânce de regim cu piept de pui. O să îl punem decât cărnița, nu și osul. Cu găluște, cu morcov, cu pătrunjel. Cu orez nu vrea, am încercat. Doar așa simplu. E bine că o mănâncă și pe asta. Aici avem două pachete care le-am primit de la domnul Cătălin din Pitești și o să vedem cu toții ce avem noi aici. Pufi a pus stăpânire deja pe ele. Pufi! Pufi! Corcunitul, mămica! Bun, m-am pregătit și cu un cuțitaș, haideți să le desfacem. Sunt și o curioasă. Să vedem ce se află în aceste pachete. Pentru animăluțe, oricum. Așa cum vă spuneam. Avem aici un sac de la Bosch Premium. Uite ce mare este! De 20 de kilograme. Foarte greu. Ia priviți. Să dau eu cutia la o parte. Uite, pupi! O să-l pun aici. Ce mare este. Și următorul colet. Hai să vedem ce este. Bun. Thank you.
dăm cu litrele în aici. Wow! Avem niște recompense, niște urechi de vită. Avem aici o cutie de recompense, biscuiți, și mai avem încă un sac de 20 de kilograme, tot de la Bosch. Ce greu este. Și goală cutia. Deci avem 2 saci de la Bosch pentru cățeluși. 40 de kilograme de carne. Mulțumim mult de tot, domnul Cătălin. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like, un share, și ne rămâne să ne vedem pe data viitoare. Toate cele bune. Ce-i mă?